Mulțumesc ca de fiecare dată pentru prezența numeroasă la conferința noastră de presă, cu atât mai mult cu cât a fost anunțat așa doar cu câteva ore înainte. Cutuma era să ne anunțăm cu o zi înainte, cel puțin. Dar așa ne apropiem de campanie și evenimentele se succed unele cu altele rapid și suntem într-o situație în care trebuie să reacționăm în timp foarte scurt. Conferința noastră de presă de astăzi va aborda câteva, voi aborda în această conferință câteva teme. Încep cu ședința de guvern care se va desfășura mâine la Timișoara. Aș vrea să reacționez la câteva manipulări, dezinformări care au fost prezentate în spațiu public în ultimele ore. Și aș vrea să încep prin a vă spune că prima ședință de guvern, cel puțin post-decembristă, în perioada post-decembristă a unui guvern al României, în Timișoara, se va desfășura mâine, într-o sală a prefecturii județului Timiș. Nu s-a pus nicio secundă problema unei alte săli în care guvernul să-și deruleze, desfășoare ședința de mâine. Într-adevăr, prefectul județului a dorit să aibă mai multe opțiuni și dintre ele să aleagă guvernul, așa că lamentările acelea și mărinimia cu care președintele Consiliului Județean ne spunea că pune dânsul la dispoziție și astfel salvează situația, o totuși o temă ridicolă despre sala în care se desfășoară conferința de presă și ședința guvernului, că și conferința de presă. Vreau să încep prin a vă spune că nimeni n-a pretins nimic în schimbul acestei ședințe a Guvernului României la Timișoara. Guvernul României vine la invitația noastră la Timișoara într-un semn de solidaritate, dacă doriți, și de manifestare interesului față de proiectele acestui județ și municipiu. Nimeni nu trebuie să facă plecăciuni guvernului pentru că vine la Timișoara. Nimeni n-a pretins asta, nici guvernul nu o pretinde. Timișoara și Timișul contribuie la bugetul de stat enorm de 34 de ani și, așa cum vă spun de fiecare dată, până de curând, niciodată banii aceia nu se întorceau în județul Timiș. Semnalul pe care guvernul dă cu privire la sprijinirea proiectelor județului Timiș este unul de bun augur. În același timp este o premieră pe care domnul Nica o murdărește. O murdărește criticând, sabotând. Domnul Nica sabotează și subminează interesele municipiului Timișoara, ale județului Timiș și ale timișenilor, pentru că manifestările domniei sale sunt pentru a bloca cu orice preț venirea guvernului și adoptarea hotărârii de guvern de aprobare a indicatorilor economici pentru stadionul Dan Păltinișan. Vreau să spun din start că nu va reuși să blocheze nimic. Că îi convine, că nu-i convine, guvernul va veni la Timișoara, va adopta acea hotărâre, dar și altele pentru Timișoara și pentru Timiș, având obligația să o facă, e adevărat. În același timp, acțiunile acestea, prin care, repet, încearcă să murdărească cu orice preț această premieră, această manifestare a Guvernului României de bună credință față de Timișoara, o manifestare a solidarității, cum vă spuneam, și a nevoii ca Guvernul României să-și întoarcă atenția și spre municipiul și orașul nostru. Vreau să vă spun că această atitudine de permanent conflict, de sfidare și de blocare a proiectelor pentru că sunt ale altcuiva, a fost mentalitatea clasei politice timișorene timp de decenii. Această mentalitate și aceste abordări ne-au adus în situația în care să nu avem nici bazin de not, să nu avem nici sală polivalentă, să nu avem nici stadion, să nu avem nici centură ocolitoare, să nu avem nici spital regional, să nu avem nimic din investițiile majore pe care Guvernul României le-a avut prin diferite programe la nivel național și au ocolit de fiecare dată Timișoara. Domnul Nica nu are niciun proiect cu care se poate lăuda în acești 4 ani de zile de când este președinte al Consiliului Județean. Și cumva, fiind în campanie electorală, e firesc, neștiind să spună nimic despre ceea ce a făcut, pentru că n-a făcut nimic, e firesc să arunce cu noroi, să mintă, să manipuleze, să facă scandal. De altfel, domnul Nica
și-a construit întreaga carieră pe scandal. S-a certat cu Nicolae Robu, s-a certat cu Chira, s-a certat cu Friț, cu Ambruș, după aia cu Tabără, pentru care se certase cu Ambruș, cu primarii PNL, cu angajații din Consiliul Județean, s-a certat mai nou și cu PNL-ul național. Am făcut apel la începutul acestei perioade de precampanie la toți actorii politici să avem o campanie decentă, bazată pe proiecte, pe realizări și pe propuneri de proiecte. Din păcate, tot ceea ce vedem în aceste zile sunt materiale neasumate, denigratoare, acuzații, minciuni, insinuări, necunoașterea procedurilor și a legilor și multă, multă mizerie, așa cum vă spuneam. Am văzut că se răstogolește în spațiu public acel conflict pe care eu l-am avut cu George Simion. Vreau să vă spun din capul locului faptul că recunosc, atunci am greșit. George Simion mi-a spus cum violează mama, așa mi-a spus, motiv pentru care am reacționat ca un bărbat, ca un om, nu ca al treilea om în stat, nu ca un demnitar, nu ca un robot. Pentru că deși ne așteptăm de foarte multe ori ca oamenii politici să fie roboți, să știți că și noi avem sentimente și noi ne iubim părinții și copiii, faptul că cineva spune așa ceva și reacționezi poate fi greșit, dar oare câți dintre cei care ar fi putut păți așa ceva n-ar fi reacționat la fel sau chiar mai dur, mai ales pentru că era o discuție privată. Contrar a ceea ce crede opinia publică, nu era la tribuna Parlamentului, la microfonul Parlamentului acea discuție și domnul Simion avea o lavalieră la râu și astfel m-a provocat, după care eu am reacționat și a dat public doar reacția. Repet, am greșit, dar nu mă caracterizează o astfel de replică și reacție. Am vrut să lămuresc și lucrul acesta. Înțeleg de asemenea că domnul Nica inventează niște amenințări ale cuiva pentru a nu se desfășura o ședință a domniei sale într-o sală a Consiliului Județean, iar vorbim despre săli. În primul rând, acest eveniment pe care domnul Nica îl invocă nu e cunoscut de nimeni, nici de dumneavoastră, nici de noi, nu era promovat. Și domnul Nica nu ne spune cine a amenințat și pe cine a amenințat. Și somez pe această cale să spună cine a fost amenințat și cine l-a amenințat sau a amenințat-o pe cea care a fost amenințată, să facă de urgent plângere la parchet și să ne indice cine sunt agresorii și dacă se poate și victimele. Pentru că din punctul nostru de vedere, domnul Nica a încercat să organizeze un protest, o dezbatere despre înlocuirea domniei sale de la șefia PNL. Că ăsta a fost obiectul, înțeleg, inițial al acelei dezbateri. Văzând că nu achesează nimeni, așa cum n-a achesat nimeni din PNL la noul proiect al domniei sale, a încercat să justifice acest eșec în baza unor amenințări. Oameni buni, stimați colegi, în momentul în care guvernul României vine pentru prima dată după 90 în Timișoara sau în orice alt oraș al țării, nu se poate împiedica de niciun alt eveniment. Nu poate fi... E un eveniment, evenimentul politic al zilei de mâine va fi ședința Guvernului la Timișoara. N-ar fi interesat pe nimeni ce mai e într-o altă sală în apropiere de sala de ședință a Guvernului. Este ridicolă, este terizorie această abordare și este jenantă pentru un om care este încă președinte al Consiliului Județean Timiș. Mă aștept ca domnul Nica să protesteze eventual mâine, împreună cu vreo 10 membrii ai Forței Dreptei, împotriva guvernului că vine la Timișoara. Atât de disperat este că realizăm noi ceva ce domnia sa n-a fost capabil 4 ani ca președinte sau guvernele domniei sale pe care le-a susținut în acești ani de zile. În câteva luni de când l-am avut prima dată pe premierul Ciolacu la Timișoara, moment în care s-a angajat că va debloca acest proiect, iată că s-au parcurs toate etapele și mâine se aprobă finanțarea pentru stadion Dan Păltinișanu, o investiție de aproape 200 de milioane de euro, cel mai ambițios proiect de bază sportivă, de stadion din România după stadionul național. În lipsă de proiecte, așa cum vă spuneam, în lipsă de realizări, în lipsă de idei, domnul Nica alege să împroște cu noroi
să ducă o campanie murdară, mizerabilă, timp în care noi ne rezervăm dreptul de a nu reacționa la fel, de a fi decenți, de a duce o campanie pe proiecte, așa cum vă spuneam, de a vorbi despre ceea ce am făcut și ceea ce facem și de a nu comenta cancanuri și discuții inutile lansate ca fumigene în spațiu public. Proiectele pe care le avem în derulare în acest moment, și aș aminti câteva dintre ele, sunt deja, au ajuns utilaje la marginea Holdia, la bucata lipsă de pe autostrada de la Timișoara la Sibiu. Acei 10 km care sunt blocați de câțiva ani de zile au ajuns primele utilaje ale companiei UMB care lucrează, a câștigat licitația la tunelul acela. Centurile, una e aproape finalizată, alta e în licitație. Institutul Oncologic se va lansa anul acesta, în vara aceasta, licitația. Spitalul de Mare Arș este în construcții, Gara de Nord este în reabilitare, autostrada Timișoara-Moravița este avansată, aeroportul a fost inaugurat și mâine se va adopta hotărârea care practic oferă finanțare, acordă finanțarea proiectului Dan Păltinișanu, stadionul Dan Păltinișanu. Sunt doar câteva din multele proiecte în derulare în această perioadă și proiecte pe care ne dorim a fi implementate în următorii ani. Sperăm că autoritățile locale, atât cât mai au, să nu blocheze, așa cum încearcă Alinica să o facă disperat în aceste zile. Înainte de a încheia și de a trece la întrebări, permiteți-mi să vă prezint și lista votată de consilierii din biroul local și din biroul județean, primii 10 la Consiliul Județean și primii 7 la Consiliul Municipal Timișoara. Încep cu Consiliul Municipal Timișoara. Deschide lista din partea PSD, domnul Sorin Ionescu, 47 de ani. Al doilea candidat, doamna Andra Lăpădat, 35 de ani. Domnul Alexandru Sadmari, 32 de ani. Doamna Roxana Iliescu, 43 de ani. Domnul Barta Răzvan, 27 de ani. Domnul Mateuț Alexandru, 32 de ani. Și domnul Marinică Gianni, 28 de ani. În primii 7 avem două doamne candidat și marea lor majoritate sunt oameni tineri. În ceea ce privește lista Consiliului Județean, aceasta va fi deschisă de Alexandru Iovescu, 36 de ani. De doamna Aura, continuă lista cu doamna Aura Danilescu, 49 de ani. Domnul Radu Țoancă, 52 de ani. Gabriela Popovici, 59 de ani. Alexandru Dejanski, 34 de ani. Ioan Sadmari, 55 de ani. Cristian Hațegan, 43 de ani. Luminița Țundrea, 55 de ani. Șora Mihaela, 52. Și Baias Claudiu, 29. În primii 10 avem 4 doamne pe lista de Consiliu Județean. Vă mulțumesc dacă sunt întrebări. Vă rog. Da, mai din ce am văzut până acum, pe ordine se va face ceva legat de Institutul Oncologic. E un document care mai e, o hotărâre care mai e necesară pentru a se declanșa procedura de licitație. Dar n-aș vrea să comentez eu agenda Guvernului. Mâine la ședința Guvernului veți regăsi toate proiectele. Sunt mai multe proiecte, le veți regăsi mâine pe ordinea zi. Cred că e vorba și de deschiderea unui punct de frontier la Beba Veche. Acel proiect mult dorit de 30 de ani și el, de locuitorii din zonă. Și, repet, dincolo de ceea ce se adoptă în acea ședință de guvern, chestiuni extrem de importante, prezența guvernului la Timișoara nu este pentru a îndatora pe cineva, ci pentru a ne exprima susținerea Guvernului României față de proiectele acestui municipiu care a fost ocolit și județ, care au fost ocolite de marele proiecte de infrastructură în 32 de ani, pentru că de 2 ani au început să se miște. Cu smerenie și modestie, Guvernul României vine la Timișoara pentru a transmite acest semnal că modul în care a fost tratat orașul, județul până acum, nu va continua în perioada următoare. Spuneați că, domnul președinte, nici ați văzut Păi concret, inventează că guvernul amenință nu știu pe cine ca să nu vină să nu facă evenimente în paralel cu guvernul. Inițial
PSD ca să vină guvernul și să nu țină ședința în paralel cu aia. E prostie, iertați, nici măcar n-am putut fi atent la o asemenea aberație. Pe de altă parte, gândiți-vă numai la faptul că de 3-4 zile sau de 2 săptămâni de când se știe că această hotărâre de guvern va fi adoptată, manipulează spunând că guvernul vine să adopte hotărârea de aprobare a finanțării, dar nu și cea de demolare. Dânsul prima dată am crezut că nu știe și probabil că n-a știut la prima comunicare publică. La a doua, deja e clar că e rea voință, ca să fie elegant. Pentru a se face hotărârea de guvern de demolare, e nevoie de două lucruri. Să fie adoptată cea de finanțare, aia care se întâmplă joi, adică mâine, și după ce se aprobă finanțarea, proprietarul bazei, adică domnul Consiliul Județean, să ceară hotărârea de guvern. Inițiatorul este cel care solicită hotărârea de guvern de demolare, este proprietarul bazei, adică cei de la Consiliul Județean Timiș. Nu poți să spui guvernului de ce veniți doar să aprobați finanțarea, nu și demolarea, când tu n-ai cerut, într-adevăr, nici nu ai putut să ceri până nu ai finanțarea. După ce se aprobă finanțarea, Consiliul Județean cere imediat hotărârea de guvern de demolare și mă angajez față de domnul Nicaș, cei de la Consiliul Județean, că în regim de urgență vom obține și avizele și hotărârea de guvern de demolare a bazei. Dar până se demolează această bază și până se obține HG-ul de demolare, Compania Națională de Investiții poate declanșa procedura de achiziție, pentru că din cele 30 de luni în care se va derula acest program, acest proiect, stadionul Dan Păltinișanu, din 30, 8 sunt proiectare. Deci cât timp proiectanții vor proiecta, e timp să dăm HG-ul de demolare, să demolăm la propriu bază, astfel încât atunci când e gata proiectarea, să fie gata și demolarea și să poată înceapă pe propriu-zis construcția. Orice întârziere, de o zi, de o săptămână sau de o lună, este o lună peste cele 30 de luni în care ar trebui să fie executat acest... E nevoie de o abordare diferită a clasei politice locale. 34 de ani ne-am certat între noi și nu s-a făcut nimic. Sau s-au certat alții. De 2 ani de zile am fost în pozițiile care ne-au oferit acest avantaj, dar nu avea nevoie de consens pentru a debloca investiții. Dar să știți că ne-ar fi ajutat sprijinul. M-aș fi așteptat de la Consiliul Județean să spună foarte bine că dați HG-ul de finanțare, vom cere de urgent demolarea și cer guvernului să deblocheze repede investiția, să lanseze licitație. Asta era abordarea corectă. Nu, abordarea e că vine nu știu cine să ia voturi. Oameni, suntem în campanie electorală. Mă gândesc că și unii și alții vor voturi. Am văzut ieri o declarație de presă la lansarea, la depunerea candidaturilor, în care spuneau PSD și PNR s-au aliat de frică să nu piardă alegerile. Citez, am încheiat citatul. Oamenii care spuneau asta erau și alianți, PMP cu Forța Dreptei și cu USR. Ei de ce s-au aliat? Să le piardă? E o fractură logică. De aia se construiesc partide și alianțe. Să mergi în alegeri, să câștigi alegerile. Ori să vii să spui că PSD-ul a făcut o alianță ca să nu piardă alegerile, arată cât de mic ești. Dar voi de ce v-ați aliat? Ca să le pierdi? Ca aia dinainte. Că PSD-ul vrea să ia și primăria și județul. Să ne spună nouă dintre Nica și Fris cine vrea să piardă atunci, că înțeleg că ei nu vor să ia și primăria și județul. Adică niște fracturi logice. Nu mă miră faptul că nu s-a făcut nimic în acești ani de zile și mai ales în ultimii 4. Nu există niciun proiect început și finalizat de administrația Nica. Niciun, oameni buni. De aia nu poate să vină cu proiecte, de aia nu poate să spună despre ce vrea să facă. Și de aia face scandal și minte și dezinformează. Pentru că n-are ce să livreze. Noi, în schimb, venim cu niște proiecte. Și când aducem guvernul să aducă finanțarea, să aprobe finanțarea, nu e bine. Orice om politic normal la cap s-ar fi strâns în jurul ideii și ar fi sprijinit. Așa cum am făcut eu cu Institutul Oncologic, fără să mă intereseze că primăria e USR, că la Timișoara e USR, să nu dăm acolo bani. Asta spuneau actualii aliații ai domnului Friț. Nu m-a interesat cine e primar într-o localitate sau cine e președinte la județ. M-a interesat că am postura de lider de grup și președinte al Camerei Deputaților, la fel și Sorin ca ministru al transportului, să aducem investiții în acest oraș și județ în care locuim noi, familiile noastre și cei care ne votează. Ăsta e rolul omului politic. Să facă lucruri pentru societate și oamenii să le vadă și să le voteze. Auzi și teoria asta, că, domne, trebuie să faci lucrurile astea, de ce te lauzi cu ele? Toți trebuie să le facem. Din păcate, alții nu le fac. Cum îi distingem pe cei care au realizări și fac lucruri de cei care nu fac nimic și dorm în Parlament sau la serviciu?
spunând ce am făcut fiecare. Și oamenii vor decide. Vă rog. Vă rog. Numărul, mai mult de jumătate din guvern va fi prezent, mai mult de jumătate din miniștri vor fi prezenți la Timișoara. În jurul orei 13 va avea loc ședința de guvern de mâine. Probabil o conferință de presă după finalizarea ședinței și o altă conferință de presă o vom anunța în cursul amiezii acesteia, după o întâlnire cu oamenii de afaceri. Și voi, ne puteți spune la nivelul județului în câte localități acum, din cap, unde mergem singur și unde nu, pot să vă spun că avem candidați primari PSD în funcție neatacați în jur de 40, adică susținuți de PNL. Din cei 42 ai PNL, 30 sunt neatacați de noi, deci 30 cu 40, 70 avem cumva o astfel de formulă în care nu avem competiție și în celelalte există competiție. Dar de ce? Există competiție? De ce nu? Pentru că organizații n-au putut să înțeleagă între ele, pe de o parte. Pe de altă parte, erau șansele aproximativ egale a ambilor candidați și s-au optat pe a lăsa oamenii să candideze dacă își doresc lucrul acesta. Când combinați listele cu PNL-ul? Sau că am făcut această compilare, combinare. Și când o anunțați? Păi s-o anunțăm împreună cu partenerii noștri de coaliție. Vă spuneam că la Consiliul Județean, că am spus cu altă ocazie, deschide PSD-ul și avem 1-1. Alex Iovescu va deschide lista și avem 1-1. 1-1-1-1 până la final, da. 1 PSD, 1 PNL, 1 PSD, 1 PNL. La Consiliul Local este ponderea 1,5-1 pentru PNL. Primele două poziții sunt PNL-PSD, următoarele două PNL, PSD-PNL, următoarele două PNL, PSD-PNL, ceva de genul ăsta. În primii 15, PSD-ul are 6 și PNL-ul 9. În primii 15, PNL-ul are 9 consilieri locali și PSD-ul are 6 consilieri locali, poziția 15 fiind a PSD-ului. Targetul e de minim 15. Ca și coaliție. Ah, 14 ar însemna majoritate. Dar, eu repet, ceea ce spun de fiecare dată. Noi facem strategii, facem alianțe, că înțeleg că alții au voie să le facă și noi nu. Facem strategii politice, aducem realizări, dar oamenii la vot vor stabili câți consilieri locali, câți consilieri județeni, cine e primar și cine e președinte al Consiliului Județean Timiș. Ce l-a recomandat pe domnul Raul Amuș în funcția pe care o ocupă de astăzi de suprefect? E foarte proaspăt în funcția de suprefect. Funcția de suprefect n-a fost aproape niciodată o funcție politică. Prin urmare, mai degrabă, nu erau membri de partid până de curând cei care ocupau astfel de poziții. Domnul Amuș, să știți că domnul Amruș este un om care, deși nu are o organizație politică cum ar fi un partid mare în spate, are o organizație de invidiat. Câteva sute de oameni fac parte din acea platformă liberală, acel partid liberal din Timiș, cum se numea el în final. Foarte mulți dintre cei care au plecat din PNL după conflictul de care aminteam mai devreme, și o activitate publică intensă a domnului Amruș au stat la baza acestei decizii de a-l susține pentru poziția de subprefect al județului Timiș. Ne puteți spune cine este directorul dumneavoastră de campanie? Că am văzut că la domnul Rău era domnul care ați avut și eu. Domnul Lucian Ursuleț. Da. Este acolo de dumneavoastră? Știți, vorbeam mai devreme despre roboți pe care oamenii așteaptă și produse cosmetizate și cosmetice extraordinare. De obicei, candidații sunt niște roboți, așa, care sunt învățați ce să spună de consultanți și nu vedeți adevărul. Nu vedeți când se enervează, cum am enervat eu cu Simion când a zis de mama ce a zis, nu vedeți când se enervează sau când, eu știu, are probleme, vedeți totul perfect într-o bulă. Am preferat să nu avem consultanți care să ne facă perfect, să ne prezentăm așa cum suntem, cu bune și cu rele, cu realizări, cu eșecuri. Mulțumesc. Ați vorbit de domnul Mica, că încearcă să vă pună deservate la toate de acțiunile. Nu mie, Timișul. Județul. Dar măcar așa, formal, l-ați invitat la ședința de mâine. În primul rând, eu nu pot invita, nu sunt eu invitat la ședința de guvern de mâine, nici partidul. Asta e important și mi-ați ridicat o minge la fileu, vă mulțumesc. Știți că indiferent că ești PSD-ist, ești PNL-ist, ești de altă culoare politică, guvernul care vine mâine e guvernul României, cel care administrează România.
Prin urmare, pentru Timișoara și Timiș este o oportunitate, indiferent că îți place sau că nu îți place culoarea politică a unuia dintre partidele care compun astăzi guvernul. Eu nu sunt, guvernul nu e PSD. Primul ministru este președintele PSD-ului, dar guvernul e guvernul României. Angajamentele pe care guvernul le va lua mâine față de Timișoara sunt angajamente României. România la care noi contribuim de 30 de ani cu foarte mulți bani. De mai mult de 30 de ani. Eu nu știu, la ora asta, în general, ședințele guvernului sunt secrete, participă membrii guvernului, nici eu nu voi participa la ședința guvernului, nu l-am invitat nici pe... N-am cum să invit eu la ședința guvernului, pot invita la Camera Deputaților, dacă vrea, pe domnul Nica sau pe alți colegi. Poate găsim o formulă să nu mai boicoteze proiectele județului. Repet, nu e treaba mea să mă ocup de pe cine invită guvernul. Nici eu nu sunt invitat la ședința de guvern, neavând ce să caut la ședința guvernului. Ședința guvernului României, nu ședința PSD-ului sau a mea. Și cum a ajuns guvernul României să aibă ședința aceasta la Timișoara? La invitația cuiva? Invitația, propunerea a plecat de la mine. A plecat de la mine. Din ce știu, guvernul va dori să facă ședința de guvern în mai multe locuri din țară, nu doar la Timișoara. A început cu Timișoara, ceea ce pe mine mă bucură. Era nevoie, repet, ca guvernul României să își arate privirea și spre acest județ care contribuie și nu o să obosesc să spun asta de foarte mult timp, cu foarte mulți bani și n-a primit mai niciodată nimic înapoi. Are guvernul României obligația să finanțeze aceste proiecte în derulare, dar are obligația să finanțeze și altele în continuare. Pentru că parte din această lipsă a finanțării acută din fonduri guvernamentale în Timiș, parte este vina guvernului, adevărat. Dar să știți că mare parte e vina decidenților locali, care ori nu au avut influența politică, putere de decizie, conexiuni la masa puterii, ori nu au avut determinarea necesară să se lupte pentru proiectele județului Timiș. Noi ne bucurăm acum. Noi ne bucurăm de faptul că inaugurăm a doua bucată din centura Timișoare, cea de sud. Ne bucurăm că lansăm în licitație centura de vest. Să știți că alte orașe, municipii din țara asta discută despre construirea celei de-a doua centuri. Adică inelul 2. Noi lansăm licitația pentru a închide primul inel, lucrare care poate dura 2-3 ani de acum înainte. Vorbesc de cea de vest. Cea de sud se va termina în iunie. Dar cea de vest va mai dura 2-3 ani. E timp în care alte municipii mai mici decât Timișoara, mai sărace decât Timișoara, cu o istorie infinit mai puțin importantă și cu poziție geografică mai puțin favorabilă, inaugurează sau lucrează deja la al doilea inel de centură a municipiilor respective. Și, în urmare, nouă nu ne ajung aceste proiecte, chiar dacă însumează peste 4 miliarde de euro. Enorm! Campioni în acest moment în România suntem noi, Timișul, regiunea. Că, de exemplu, centura feroviară pleacă de la Arad și merge până la Caraș. Trece prin Timiș. Nu ne ajung acești bani. Oamenii politici locali trebuie să lase orgoliile, indiferent cine câștigă și cine pierde, și să acheseze la proiecte de dezvoltare acestui județ fără patimă, fără orgolii, fără mize electorale și politicianiste. Cine câștigă, cine pierde. Dacă am fi calculat cine câștigă, cine pierde, nu se făcea nimic. Așa au făcut alții până acum. Și asta vrea Nica și de data asta. Vreau să nu mai conteze cine câștigă și cine pierde, vreau să aducem bani în Timiș. Și o vom face. Pentru că după ce implementăm astea, după ce aprobăm indicatorii pentru stadion, trebuie să ne focusăm pe următorul obiectiv. Ce mai avem nevoie în imediata perioadă? Să aprobăm. Care e următorul obiectiv pe care probabil ne vom dura 2 ani ca să-l aducem aici? Până facem studiile, până se dă drumul la axa de finanțare, în permanență să fim cu un pas înainte. Așa au făcut Clujul și alte orașe, alte municipii și astăzi au infrastructură în investiții guvernamentale incomparabilă cu noi. Nici asta. Am discutat cu prefectul înainte. Ședința de guvern va fi în sala prefecturii. Care e sala prefecturii? Există, înțeleg, două sale la prefectură, dar nu, vă rog să nu mă... înțeleg că există două sale la prefectură. Prefectura este cea care va gestiona asta. Repet, dacă domnul Nica preferă să vorbească de săli, dați-mi voie ca eu să vorbesc de proiecte. Întrebări, dacă mai sunt, vă rog. Vă rog. Mai dăm un pic de-a. Domnul Nica, am avut o discuție
cred că acum vreo o lună de zile, discuția la care, pe care am invocat-o, cea în care m-a întrebat atunci când mi-a spus că ar trebui să, dacă tot nu vrei, v-am mai spus, dacă tot nu vrei să candidezi, că sigur nu vrei să lași a treia poziție în stat, citez, mai vin eu cu 15-17 primari și candidez de la PSD. Vă dați seama că m-a pufnit râsul și în momentul ăla orice discuție serioasă nu mai avea sens. Dar asta nu înseamnă că pentru un proiect al județului Timiș nu voi colabora și cu domnia sa. Știți că alegerile sunt în iunie, mandatele, intrarea mandat se face undeva prin octombrie. Prin urmare, oamenii politici învingători și învinși vor avea de coabitat câteva luni de zile în interesul acestor proiecte. Nu am niciun fel de problem, nu am niciun fel de orgoliu, indiferent câtă mizerie este aruncată asupra mea, să gestionez cu oricine dezvoltarea unui proiect în acest județ sau municipiu.